generații ale familiei sunt doi. Ce facem? Cum te simți bunic în primul și în primul rând? Că e prima dată când te vede lumea în ipostaza de bunic. E, păi, dar nu. Eu sunt... El e cel mai bun prieten al meu. Da? Da, da, da. De împărțim. Atunci când sunt eu în vacanță, mult timp îl împărțim amândoi. Da, da. Cum a fost să fii băiatul lui Emil Sândoi acum, Ana, că tot am prins? Cum să zic, a fost... chiar atunci când m-am apucat de fotbal, era foarte ciudat că m-a întrebat multă lume. E frumos, e frumos că și pentru că încerc să duc numele mai departe, chiar dacă mă și cheamă la fel ca pe tatăl meu. Da, Emil. L-ai făcut bunic. Tu îl știi și ca părinte, dar îl vezi acum și în postura de bunic. Care e diferența? Cum se comportă? Sau cum se comporta ca părinte și cum se comportă ca bunic? Nu, mă așteptam să-l văd așa, e topit după Achim. Și de câte ori ajunge acasă, numai cu Achim. Încearcă să petreacă cât mai mult timp cu cel mic. Vă dați seama, dacă vine mai rar pe acasă, profită de timpul împreună. Emil, faci lucruri diferite față de cum ce făceai când erai părinte, când erau ei mici? Sau știi că bunicii câteodată dau mintea copiilor, așa se spune. Nu, știi care e chestia? Eu țin foarte mult la copiii mei și iubesc foarte, foarte mult. Și pe Eni, pentru că noi așa îi zicem, și pe Iulia, fata mea care e puțin mai mare decât Eni, cu câțiva ani. Dar cred că în ultimul timp toată atenția pe care o acordam lui Eni înainte se îndreaptă de fiecare dată către cel mai bun prieten al meu, către Achim. Da? Ce s-a întâmplat? Și cum te strigă? Ce s-a întâmplat? Cum te strigă? Bunii? Păi, nu, e mic, vă dați seama. El s-a născut anul trecut. A fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit cu toții de Moș Nicolae, pentru că s-a născut exact în ziua de Sfântul Nicolae. E un dulce și un cuminte. De fapt, cum a fost și taică-s-o, pentru că și el a fost foarte cuminte. Bau! Dar acum ți-am zis, probabil că îl neglijez mai mult pe el, pentru că poate și dragostea și față de el, poate mi-o îndrept de fiecare dată către a treia generație. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ne spui și nouă. Da? Vrei să mergem puțin? Ce s-a întâmplat? Ce e acolo? Stăm în picioare? Hai să stăm în picioare. Să înțeleg că încep să-i acorzi mai multă atenție decât ar fi trebuit să le acorzi lor când erau mici. Dar erai plecat cu meciuri, cu toate cele. Să știi că din punctul ăsta de vedere am avut un mare avantaj, pentru că și el și Iulia au fost doi copii foarte, foarte cuminți, copii care nu ne-au creat probleme niciodată și îți spun sincer, așa e și nepotul meu. Pentru că efectiv el nu știe să plângă. Are un an și ceva și nu știu dacă l-am auzit mățăind o dată sau de două ori. În rest, crede-mă, nu a plâns absolut niciodată. E de o cumințenie incredibilă. Cum vă jucați? Sau cu ce vă jucați? Mă mai joc cu jucării. Oarele lui are mai multe chestii, care mai cântă, mai și dansează. E el puțin pierdut. Vezi că dă și pupici acum. Da, da. E puțin pierdut, că mai știe să și danseze, chiar dacă e mic, da? Da, Achim, mai știm să dansăm. Da. Acum a început să fie în elementul lui. V-a cunoscut de ceva timp și nu mai are probleme. A început să vorbească pe limba lui, bineînțeles. Bau, bau. Hai sus! Hai sus! Mingea, eu n-am fost de... O lovește. Când o nimerește, o lovește bine. Da. Am înțeles că atunci, cum se obișnuiește la noi în Oltenia, nu știu dacă în toată țara, pentru că eu n-am participat la tăierea moțului. Da, chiar am avut meci în acea zi și da, mi s-a spus că mingea a ales-o prima dată. Primul lucru pe care l-a ales a fost mingea, da. Da, da.
să fie vreun semn, cine știe. Așteptăm să vedem, să treacă timpul. Dar să treacă totuși mai încet, să nu treacă așa de repede. Emil, a fost perioada, pentru voi copii, a fost perioada grea, că nu l-ați avut pe tati tot timpul lângă voi. Cum a fost toată perioada aia, când era și jucător, după aia și antrenor? Era dificil că nu era lângă noi, dar la fel cum se întâmplă și acum cu tatăl meu și cu Achim, încercam să petrecem tot timpul când venea acasă împreună. Stăteam cu toții, la toată familia acasă. Și ne bucuram de momentele în care era acasă. Să știi că poate sunt avantaje și dezavantaje. Când ești în fiecare zi acasă, poate că nu-ți reverși toată dragostea sau toată iubirea față de persoanele care sunt permanent lângă tine. Dar în momentul în care nu stai tot timpul cu ele, în timpul mai scurt pe care îl petreci cu persoanele respective, poate și tu ești preocupat să arăți cât mai multă căldură și cât mai multă afecțiune. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că sunt avantaje și dezavantaje. Ești un bun mic tânăr. Nu mai sunt chiar așa de tânăr. Nu mai sunt chiar așa de tânăr. La 56 de ani, da. Dar bine, îmi place să spun 46, dar glumesc acum. Nu mai sunt așa trebuie de tânăr, dar... Trebuie să rămâi tânăr, că trebuie să mă știu la fete, cum se da, crește. Da, da. Dar ca să fiu sincer, și venirea lui pe lume, să știi că eu cred că m-a întinerit puțin. Da. Și sunt convins că așa va fi și în continuare. Mersi frumos. Hai să nu mai chinui pe copil. Da. Uite ce chinuit e, nu? Uite, așa e tot timpul, pe cuvântul meu de onoare, dacă te mint. Ciucă-mi. Sus? Ciucă-mi. Da, stai să vezi când o să înceapă să meargă până în casă. Deja a început acum, da.